doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. În noaptea dintre an, la maternitatea Spitalului Județean Focșani au venit pe lume 4 copii. Bebelușii sunt perfect sănătoși. Și pe data de 31 decembrie au venit pe lume 4 copilași, iar în noaptea dintre ani, primul bebeluș adus pe lume a fost un băiețel. La scurt timp, respectiv la ora 4:20, s-a născut o fetiță de 3,8 kg. Apoi, pe parcursul primei zile a anului 2015, s-a mai născut o fetiță de 3,4 kg și un băiețel de 3,8 kg. În ultima zi a lui 2014 și în prima zi a anului 2015, la maternitatea Spitalului Focșani s-au născut 8 copilași. Pe 31 decembrie 2014 s-au născut 4 copilași, 2 băieței și 2 fetițe. Anul nou a început cu un băiețel care s-a născut la ora 1:25, perfect sănătos. Acesta a fost urmat de încă 2 băieței și o fetiță. Medicii au precizat că mămicile și bebelușii sunt perfect sănătoși. La trecerea dintre an, la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Focșani au ajuns un număr de 215 persoane. Cauzele care au generat cele mai multe dintre urgențele medicale au fost consumul exagerat de alcool și excesele alimentare. Vrâncenii au luat cu asalt noaptea de revelion unitatea de primire urgențe din cadrul Spitalului Județean Focșani. 40% dintre aceștia au prezentat afecțiuni digestive și tulburări de comportament din cauza consumului excesiv de alcool, iar restul s-au prezentat cu diferite afecțiuni medicale acute și cronice acutizate. Pe 31 decembrie și 1 ianuarie, la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean au ajuns 215 pacienți. Au predominat consumul nociv de alcool, agresiunile și tulburările de comportament. De asemenea, și echipajele de ambulanță au avut 10 de solicitări. Pompierii vrânceni s-au luptat cu flăcările la cumpăna dintre ani. Militarii au intervenit pentru stingerea a 8 incendii, iar paramedicii au răspuns la 10 de apeluri de urgență. Pompierii au fost la datorie chiar și în noaptea dintre ani. În perioada 30 decembrie-4 ianuarie, aceștia au acționat pentru stingerea a 8 incendii, în timp ce paramedicii SMURD au acordat prim ajutor și au transportat la spital zeci de pacienți. În perioada revelionului, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Saline al județului Vrancea au intervenit pentru stingerea a 8 incendii și pentru acordarea primului ajutor calificat în cazul a 56 de cazuri. Incendiile cu cele mai importante pagube s-au înregistrat la Soveja și Golești. În data de 30 decembrie, în jurul orei 22:40, un echipaj cu auto specială de lucru cu apă și spumă din cadrul punctului de lucru Soveja a intervenit, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Soveja, la stingerea unui incendiu în satul Dragosloveni, cel mai probabil din cauza unui coș de fum deteriorat sau amplasat necorespunzător față de materialele combustibile și au ars peretele camerei centralei pe o suprafață de circa 10 metri pătrați, construit din lemn, învelit cu tablă și s-au deteriorat burlanul de evacuare a fumului. Un eveniment produs din cauze similare s-a înregistrat în data de 31 decembrie 2014, în jurul orei 16:20, când detașamentul de pompieri Focșani a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu în localitatea Golești. Misiunea pentru stingerea incendiului s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din Comuna Golești. În urma acestuia au ars acoperișul locuinței, construit din lemn cu învelitoare din carton asfaltat pe o suprafață de circa 90 metri pătrați și o bucătărie de vară construită din lemn cu învelitoare din tablă pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați. De asemenea, au ars bunuri de uz casnic și articole de mobilier aflate în cele două camere. Din cauza distanței foarte mici față de locuința învecinată, incendiul s-a extins și la mansarda vecinului, unde au ars aproximativ 20 de metri pătrați dintr-un perete confecționat din scânt. Printre cele mai frecvente motive pentru care au fost solicitate echipajele SMURD se regăsesc diferite traumatisme, afecțiuni cardiace, intoxicații etanolice și probleme abdominale. Paramedicii din cadrul ISU Vrancea au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul pacienților la spital, unde au fost preluați de medicii de gardă din cadrul structurilor de primire urgențe ale spitalelor din Focșani, Adjud, Panciu și Vidra. Vrâncenii au petrecut în liniște sărbătorile de iarnă. Oamenii legii nu s-au confruntat cu evenimente deosebite. Din fericire, nu s-au înregistrat accidente grave de circulație și nici infracțiuni de mare violență. Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, în județul Vrancea, aproximativ 250 de polițiști au acționat zilnic. În această perioadă nu au fost înregistrate evenimente deosebite, infracțiuni de mare violență sau accidente rutiere grave. Pentru zilele următoare în care sunt organizate procesiuni religioase cu ocazia sărbătoririi botezului Domnului, în județul Vrancea au fost luate măsuri pentru desfășurarea în bune
condiții acestor procesiuni. Polițiștii rutieri vor fi în trafic pentru asigurarea afluenței traficului rutier, precum și vor fi prezenți în zona acestor lăcașe de cult pentru a preveni comiterea faptelor antisociale. În prima zi a noului an, mascații din Păunești-Vrancea coboară de pe cele 7 coline pe care este așezată comuna în centrul civic, unde are loc o adevărată confruntare. Uncheșii și babele, cum au fost numiți mascații, au rolul de a alunga spiritele rele care se abat asupra satului și de a readuce optimismul, veselia, ordinea și echilibrul. Acest obicei a apărut în comuna Păunești la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind păstrat de atunci cu sfințenie. Dacă la început cetele erau formate din membrii unei singure familii, acum înceată pot intra și străinii. Și costumele sunt vechi, unele au chiar 50 de ani. Măștile sunt în centrul atenției, cele tradiționale fiind împodobite cu blănuri de oaie. Ele sunt recondiționate și împodobite an de an, ceea ce atrage aprecierea consătenilor, dar și a juriului, care acordă premii pentru cea mai frumoasă și spectaculoasă ținută. Fiecare ceată este recunoscută de departe după salvele de clopoței și tălănci pe care le poartă fiecare membru al cetei. Avem o mască care respectă tradiția și obiceiurile comunei Păunești, județul Vrancea. Din ce se compune? Se compune din piei de oaie, telenci care zvonesc spiritele și le îndepărtează, să spunem. Vă ia mult timp să faceți o mască? Aproximativ o lună. Merită efortul? Merită. Pentru că este o singură zi pe an și continuăm să menținem tradiția și obiceiurile. Această tradiție datează de peste 200 de ani. Ea este foarte plăcută pentru noi păuneștenii. Așa cum sucevenii au ursul lor, au capra lor, așa avem noi uncheșii. Aceste datini se cheamă uncheșii și babilei. Măștile de uncheși sunt confecționate din pei de oaie, dar din ce în ce sunt mult mai puțin, din cauza că în ziua de azi necesită foarte mulți bani. Noi primăria am alocat în fiecare an câte o sumă de bani și am confecționat câte 5-6 măști pentru noi. Vom, cu timpul, sperăm să o facem din ce în ce mai mult, că nu vrem să pierdem datele strămoșești. Uncheșii de la Păunești este o tradiție veche în jur de 200 de ani. Măștile reprezintă anul nou care vine, anul nou, iar tălângele sunt purtate pentru a îndepărta spiritele rele și tot răul anului ce a trecut. În centrul localității are loc confruntare pentru care mulți păuneșteni plecați la muncă se întorc acasă. Foarte frumos la noi și la Păuneri, foarte frumos, da. De mult timp? Obișei, de mult ani. Se mai păstrează? Se mai păstrează și acum, da. Și tineri, și bătrâni? Și tineri, mai mult bătrâni. Privim aici comuna Păunești. Cum e tradiția românească, este foarte frumos și altceva ce se mai face. Da. Se mai păstrează? Da, tot timpul, dar nu mai este cum era. Da, cum era? Era mai mulți, mai frumos și mai elegant, așa cum este. Și unde era mai frumos? Viața lungă. Oamenii spun că parada mascaților din Păunești semnifică speranța într-un an mai bun, iar cele mai frumoase măști vor purta timp de un an noroc comunei. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi geroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de -12 - -10 grade, iar cele maxime între -3 și -1 grad. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor la Plas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să vă aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!